Alexandru Tudor se pregătește să fluiere începutul acestei partide. Începe așadar FC Botoșani Steaua. Un program, spuneam, foarte aglomerat pentru ambele echipe. FC Botoșani eliminată de Legia Varșovia și Botoșaniul, dar și Steaua la al 8-lea meci oficial deja, iată, și suntem doar în prima zi din august. Râpă caută o primă pasă în adâncime pentru Enceanu, acesta întoarce pentru centrală. Sunt ceva discuții între jucătorii Botoșaniului în zid. Marius Cruitoru încearcă să așeze mai bine acel zid. Iancu execută, însă impecabil! Gol! Steaua! Ce execuție frumoasă a lui Iancu! Va încerca probabil să-l convingă pe Mirel Rădoi că merită să rămână în lotul Stelei. Iată un prim pas important făcut încă din minutul. Încearcă să-i trimită direct lui Roman. Marius Cruitoru într-o poziție foarte bună. Batin la marginea careului. Batin pătrunde și face mingea pe dreptul. Frumoasă acțiune. Dar e corner aici. Cred că e corner. Cred că se înșală aici brigada de arbitri. Revedem faza. Iată-l pe Batin. Cred că mingea îl atinge în spate pe Carp. Vom vedea mai bine la această reluare. Da, mingea îl atinge în spate. Costin ezită, îl tentează aici pe Tahar. Oh, ce încercarea lui Ngadu! Meciul place, meciul este spectaculos. Botoșaniul nu se lasă prea mult invitat în atac. Spuneam, așa s-a întâmplat și cu Legia Varșovia. Parcă doar lipsa de experiență și de maturitate a echipei a făcut ca totuși Legia să câștige la un scor atât de mare. Spuneam, un real câștig pentru Leo Grozavu. Revenirea lui Sping. Steaua este înghesuită în jumătatea sa de la marcarea golului din minutul 2. Marius Cruitoru va executa această lovitură de la colț. Centrare destul de bună cu Jucaru, iese destul de neinspirat și Batin cred că nu se aștepta ca această minge să ajungă totuși la el. Cu Jucaru sufocat acolo, nu poate să respingă, iese neinspirat cu Jucaru. Mai puțin de 4 jucători, din nou Martinus foarte implicat în jocul de atac al Botoșanului. Șutul la firul ierbii. Mai degrabă de antrenament. Din nou posibilitate bună pentru Botoșeni. Batin la marginea careului. Batin lasă în urmă pe Râpă. Batin însă încearcă să șuteze. Iată diferența dintre Batin și Roman. Batin e jucător de talie, dar are o viteză mai bună. Râpă lăsat în urmă destul de ușor, a dublat însă excelent. Reușește să recupereze, îi așează această minge apoi lui Batin. Martinus este foarte liber, Roman preia în careu, se întoarce, șutează slab și previzibil. Cred că Martinus avea o poziție mai bună la această fază. Încearcă să profite de faptul că jucătorii Botoșaniului sunt avansați grădinarul, totuși deposedat destul de ușor. Vajvari este apoi faultat. Iată cât de liber era Martinus pe bara a doua. Cei drept s-a și oprit în momentul în care Roman a preluat acest balon. Foarte bună însă acțiunea. Martinus iese acolo cu Jucaru. Va fi lovitură liberă. Cu Jucaru atinge mingea în afara careului. Primește cartonașul galben. Da, e hența lui Cojocaru. Nu înțeleg însă această ieșire. Așa, între contra 3. Batin trece pe lângă Toșca. Batin cade. Alexandru Tudor nu schițează niciun gest.
șansă de revăzut. Și acum Alexandru Tudor va fi apostrofat timp de o repriză. O să facă ce a făcut și în prima repriză. Da, nu prea pare. Doar la picior, doar la picioare dacă l-atinge Toșca. Cred că totuși duelul la nivel pentru Cabrera, care accelerează. Cabrera pătrunde, Cabrera continuă șutul cu stângul, intervenția lui Râpă, cer hands gazdele. Recuperează Cabrera, foarte bine a intrat în joc argentinianul, centrarea respinsă. Apare și Ngadu, încearcă și el șutul. Este însă execuție modestă de fundaș. Iată faza de mai devreme. Mingea l-atinge în mână pe Râpă. Se îndrepta spre poartă balonul. Cabrera la marginea careului, scoate pentru Dimitrov. Șutul peste poartă. Botoșanul continuă să preseze. A intrat în ultima jumătate de oră a acestei această seară. Batin într-o poziție foarte bună, trimite în fața porții Roma. Nu se lipește deloc la gol Roman. Ocazie uriașă cu Legia. Ocazie uriașă cu Timișoara, ocazie uriașă și acum. Titularii pe site-ul nostru digisport.ro puteți urmări un rezumat al ultimei partide cu celor de la Partizan, care de asemenea și-au odihnit numai puțin de 10 titulari. Croitoru la colțul lung. Șut pe lângă poartă, încă ocazie. A gazdelor. Poate cea mai italienească victorie. Plecat din poziție regulamentare. Tade în careu. Tade. Intervenția lui Pleșca. Cea mai mare ocazie a Stelei din această partidă, chiar. Foarte bine stă la limita offside-ului Tade. Pleșca. Roman încearcă să prelungească pe spate. Muniru. Brata. Mai bine poziționat însă Guilherme. Tahar. Și aici este finalul de partidă. Steaua câștigă chiar și cu rezervele la Botoșani. Este a cincea victorie din tot atâta întâlniri cu echipa din Moldova, iar Steaua obține al doilea succes în această ediție de campionat și rămâne cu un singur gol primit în patru partide. A fost de asemenea al cincilea gol reușit de echipa lui.